La punctul de trecere al frontierei Nădlag 2, comisarii Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Arat, împreună cu agenții ai Poliției de Frontieră au interzis intrarea în țara unui transport de anvelope scoase din uz. Este vorba despre 14,5 tone. Automarfarele veneau din Germania și aveau ca destinație agenții economici din județul Hunedoara. Comisarii Gărzii de Mediu Hunedoara spun că nu este pentru prima dată când vin în țară astfel de transporturi, pentru pentru că pe piața noastră ele nu sunt considerate deșeuri. Niciunul dintre agenții economici menționați în actele de transport ca destinatare a acestui ultim transport nu dețin la locul de descărcare instalație de verificare a uzurii cauciucurilor second hand, obligație prevăzută în legislația privind transferul de deșeuri. Așa că transportul a fost returnat spre Germania și Italia.